29 martie. Cum să vă mențineți integritatea? Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Roman 6:11-12. Unii privesc păcatul în totalitatea sa ca pe o problemă atât de ușoară, încât nu au nicio apărare împotriva tolerării și consecințelor sale. Dacă credeți pentru un moment că Dumnezeu va trata păcatul cu ușurință, sau vă faceți asigurări și scuturi ca să continuați în a păcătui, gândindu-vă că sufletul nu va suferi nicio pedeapsă în urma aceasta, sunteți sub o teribilă amăgire a lui Satan. Orice violare cu voia a dreptei legii a lui Dumnezeu expune sufletul vostru la un deplin atac al lui Satan. Când vă pierdeți integritatea conștiinței, sufletul vostru devine un câmp de luptă pentru Satan. Aveți îndoieli și temeri suficiente pentru a vă paraliza puterea și a vă duce la descurajare. Aduceți-vă aminte că ispita nu este păcat. Aduceți-vă aminte că oricât de insuportabile ar fi împrejurările în care se poate găsi un om, nimic nu poate cu adevărat să-i slăbească sufletul, atât timp cât el nu cedează la ispită, își păstrează propria integritate. Interesele voastre individuale, de cea mai mare importanță, sunt în propria voastră păstrare. Nimeni nu poate dăuna intereselor voastre fără consimțământul vostru. Toate legiunile lui Satan nu vă pot face niciun rău dacă nu vă deschideți sufletul măiestriilor și săgeților sale. Ruinarea voastră nu poate avea loc niciodată dacă voința voastră nu acceptă. Dacă nu există nicio dificultate a minții în voi înșivă, toată murdăria din jurul vostru nu vă poate murdări sau infecta. Viața veșnică sau înseamnă totul pentru voi sau nu înseamnă nimic. Numai acei care manifestă un efort perseverent și un zel neobosit cu dorință mare, proporțională cu valoarea obiectivului urmăririi, vor câștiga viața care se evaluează cu viața lui Dumnezeu. Avem exemplul lui Adam și Eva în fața noastră și rezultatul călcării lor de lege trebuie să conducă pe fiecare dintre noi a evita păcatul, a detesta păcatul ca pe cel mai odios lucru, la a simți în vederea suferințelor pe care păcatul cu siguranță le aduce, că este mai bine a suferi pierderea tuturor lucrurilor decât de a ne despărți de cea mai mică dintre poruncile lui Dumnezeu.